Național de Integritate, domnul Victor Stretilă. Domnă Zaharia, dumneavoastră sunteți unul dintre jurnaliștii care relatați constant despre averea dobândită în mod ilicit de către funcționari publici. Totuși, de multe ori autoritățile întârzie să se autosesizeze în baza acestor anchete. Cum vă explicați acest lucru? Într-adevăr, ați menționat la început că în ultima perioadă anchetele jurnalistice sunt foarte bine documentate și asta e datorită jurnaliștilor bine pregătiți, instruiți și în afară, cursuri în exterior, dar și datorită mini-granturilor care sunt acordate jurnaliștilor de investigație, cărora li se acordă o perioadă mai mare de timp să investigheze unele sau eventuale cazuri de corupție. În ceea ce privește experiența Moldovei Curate, dar și altor colegi care realizează investigații în domeniul anticorupției, într-adevăr, se sesizează instituțiile de stat și dacă ne referim la aspectul integrității, vorbim de fosta Comisia Națională de Integritate, în prezent Autoritatea Națională de Integritate, sunt examinate aceste eventuale abateri, ceea ce privește declararea veniturilor, conflictului de interese sau al incompatibilității. Dar nu mi-amintesc despre o finalitate. Dar, da, asta vroiam să spun, fiindcă multe din aceste cazuri se finalizează cu adoptarea unui act de constatare și aici dosarul, haideți să spunem, că se stopează, deoarece chiar dacă subiectul declarării merge în instanța de judecată, nu se finalizează cu demiterea acestora funcționarilor în cazul în care se stabilește o eventuală incompatibilitate de funcții sau cu sancționarea lor în cazul când sancționarea contravențională când vine vorba de conflict de interese sau chiar deschiderea unui dosar penal atunci când vine vorba despre avere. Din câte știu eu, avem doar un singur caz de revocare din funcția unui primar, este vorba de primarul din satul Ignăței, raionul Rezina. Dumnealui, așa cum a constatat și fosta CNI, fosta comisie, a încălcat regimul juridic al incompatibilității și a fost revocat din funcție, dar de asemenea, după o perioadă, pare mi se, de vreo 3 ani de procese. Domnule Stretilă, raportul ANI sau CNI, fosta CNI, pentru 2016 arată că au fost pornite 260 de proceduri de control. În ce măsură s-a sesizat, iată, având această cifră, s-a sesizat fosta componență a CNI în baza anchetelor din presă? Eu nu am o cifră exactă, dar cred că undeva 20-30% sunt sesizări din partea presei. Așa a fost cam întotdeauna. Și, iată, ne puteți spune despre finalitatea acestor proceduri de control? Pentru că asta ne doare pe noi, jurnaliști. Deci, noi muncim, aducem probe, iar de multe ori... Dați să vedem ce aveți în vedere prin cuvântul finalitate. Pentru că mandatul Comisiei Naționale de Integritate a fost până la procuratură sau până la CNA. Deci noi constatam acele abateri de la lege, întocmeam acele acte de constatare, eram obligați să le trimitem procuraturii sau CNA-ului și până aici era mandatul nostru. Dacă vă interesează această finalitate, noi ne-am îndeplinit cu brio sarcina pusă de către Parlament și de către lege în fața noastră. Deci despre altă finalitate, dacă vreți să vorbim despre de ce din procuratură n-a ieșit niciun dosar, de ce de la CNA nu s-a obținut careva finalizări, deja astea sunt întrebări pentru ei. Da. Dar vreau să vă întreb totuși, vă voi aminti câteva anchete jurnalistice
părerea mea, foarte bine documentate, în baza cărora s-a autosizat CNI, este vorba despre purtătorul de cuvânt de la Primăria Capitalei și primarul de la Durlești. CNI s-a autosizat, dar aceste cauze sau controle au fost clasate. Nu a avut CNI suficiente pârghii pentru a lua o decizie clară în aceste cauze sau au lipsit probe în anchetele jurnalistice? Deci, cu părere de rău, multe anchete jurnalistice nu au acele probe prin care s-a demonstra sau noi am putea să aducem la un bun sfârșit această investigație făcută de jurnaliști. Deci, orice investigație trebuie să răspundă la anumite întrebări. În primul rând, ceea ce este legat de loc, de fapte, de persoane și așa mai departe. În baza cărora s-ar putea deduce, într-adevăr, că a avut loc o încălcare a legii sau nu. De multe ori, aceste investigații sunt superficiale, sunt anumite știri, pot să le zic așa, nici nu este investigație, ci este o simplă informație, în baza cărora, desigur, că pornind un control, acumulând toate informațiile, am și constatat că nu există un conflict de interese, nu este o... Deci, dar nu este lucru autorităților, de fapt, bine, jurnaliștii nu sunt organe de anchete, vin doar să ofere anumite subiecte pentru organele de control, pentru fosta CNI inclusiv, nu ar trebui de aici să pornească poate o anchetă bine documentată ale organelor de drept? Noi, deci ceea ce am în vedere comisia, noi nu putem să cunoaștem absolut toată informația din teritoriu, care funcționar și ce a făcut și cum a făcut. Pentru aceasta există presa, există acei cetățeni activi care ne sesizează și noi pornim aceste controle. La nimeni nu am refuzat. Din momentul în care am fost sesizați, noi am pornit controlul și rezultatul s-a stabilit. Dacă este, am întocmit actul de constatare, dacă nu, nu. Și aici trebuie să înțeleagă și acele persoane că neavând probe, nu poți trimite omul în judecată sau în procuratură. Pentru că nimerim în altă extremă. Deci putem fi noi învinuiți că am nemotivat, am adus atingere reputației unei persoane. Vorbim și despre credibilitate aici, fiindcă jurnalistul vine și informează că un funcționar, haideți să spunem, funcționar de la primărie sau un funcționar din cadrul unui minister cu un salariu de 6-7 mii de lei și are o casă de 2-3 milioane în municipiul Chișinău, când știm că doar terenul costă foarte mult. Aici chiar vorbim de niște aspecte atât de integritate, cât și de aspecte etice. Nu poți ieși în fața publicului și să spui că cu salariul meu mic mi-am construit o așa casă și o am o așa mașină. În cazul ăsta, eu cred că aici trebuie să se autosesizeze atât CNI, CNA, dar și procuratura, pentru a investiga de unde subiectul declarării are așa venituri, de locuiește într-un așa imobil, care în cele mai multe cazuri, atât bunurile imobile, cât și cele mobile, mașinile, cât și locuințele, sunt evaluate la un preț foarte mic pentru a intra exact în cuantumul salariului anual pe care îl are funcționarul public. Și aici cred că tot e vorba de organele anticorupție să se autosesizeze și să examineze respectivul caz. E drept, avem și lacune legislative, fiindcă în prezent o persoană nu este obligată să indice valoarea exactă a bunului imobil conform contractului de achiziționare și cred că aici e și un aspect, e și problema legislativă, dar totodată, odată ce problema a fost ridicată de mai multe ori, cred că e la nivelul deputaților să schimbe legea, iar instituțiile anticorupție să pornească cu investigarea și cu finalitatea cazurilor. Vorbeați de finalitate, domnul Strătilă menționa că lucrul ANI-ului sau CNI-ului se oprea până la procuratură și până la Centrul Național Anticorupție. Vreau să zic că CNI și după vechea lege și acum ANI-ul mai are o atribuție. Poate merge în instanța de judecată pentru a cere nulitatea actelor semnate în conflict de interese. Ceea ce CNI nu a mers până acum. Nu avem cazul când CNI sau ANI-ul să meargă în instanță până la final. Și avem cazuri definitive. Avem, cred că vreo trei cazuri
ale primarilor, vorba de fostul primar de la Ialoveni, avem cazul primarului de la Ungheni, în care a încheiat contracte de achiziții cu firmele rudelor soției ginerului. CNI nu a mers mai departe, deci s-a oprit doar cu decizia Curții Supreme de Justiție, prin care a menținut în vigoare un act, actul CNI. Domnule Stratil, iată, pornind de la acest fapt și vreau să vă întreb și despre cele circa 80 de controle inițiate de CNI și arhivate de către ANI. Printre acestea este și cel care îl vizează pe domnul ministru al Justiției, Vladimir Cebotari. CNI, din câte cunosc, s-a autosesizat în baza unei anchete a Centrului de Investigații Jurnalistice privind afacerea FlyOne. Iată unul dintre aceste controle arhivate îl privește. Ce înseamnă de fapt arhivate? Dacă ne-ați putea explica, să înțelegem că nu vor mai exista soluții? Este greu de spus dacă vor exista soluții, pentru că există termenul de prescripție pentru a examina aceste materiale în baza legii vechi, în baza căroia a fost inițiat acest control. Deci, deși legea spune că procedurile începute continuă noua procedură, deci conform noi proceduri ar trebui de luat totul de la început, pentru că nu poți spune la baza noului proces actele vechei deci, comisiei. Dar aceasta este o problemă care va fi rezolvată de către noua conducere a Autorității Naționale Integritate. Se va găsi o soluție pentru ca să depășească această problemă de legislație. Vreau să menționez că aceasta putea să nu existe dacă acei experți care au elaborat legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate ar fi inclus în această lege propunerea experților europeni care spuneau că pe perioada tranziției de la CNI la ANI, membrii Comisiei Naționale Integritate se exercite funcțiile de inspector de integritate. Deci, cu părere de rău, acei autori ai legii au ținut ascuns acest raport al expertilor europeni și avem această ruptură. Deci, și ar trebui aici să se autosesizeze organele de abilitate pentru a vedea cine, cui a trebuit această ruptură, de ce aceasta s-a format. Referitor la acele acțiuni despre care doamna Zaharie spunea că noi nu am mers. Deci, dar cum am putea noi să mergem în judecată, să anulăm o licitație pentru procurarea unor produse alimentare pentru grădiniță? Deci produsele au fost consumate de copii, deci ce mai putem întoarce înapoi? Este iarăși termenul de prescripție. Sunt anumite impedimente legislative peste care noi nu putem trece. Da, dacă era vorba de o angajare a cuiva la serviciu, puteam să mergem în judecată și să solicităm anularea acestor ordin adoptat cu un conflict de interese. Dar, de obicei, când era vorba despre angajarea anumitor persoane rude apropiate în serviciu, aceștia, pe parcursul controlului nostru, acestea erau anulate, deci persoanele erau eliberate deja din serviciu. Iar ceea ce ține de licitații, deci v-am explicat de ce nu se putea de mers în instanța de judecată. Referitor la case, deci nu trebuie să confundăm casa construită din banii proprii cu temelia pusă de aceea persoană, cu casa cumpărată și evaluată la prețul de piață. Pentru că este o diferență foarte mare. Și noi am avut chiar în primul an de activitate un caz al unei judecătoare care avea într-adevăr o casă foarte mare, să zicem așa și cum era scris în acel articol, că este palat, dar noi am constatat că această casă este achiziționată în baza surselor financiare de către acea persoană judecător și de către soțul dumneiei pe parcursul întregii vieți. Domnule Stratil, dar nu vă întrebați faptul câteodată această casă, ca să o întreții, de fapt ai nevoie de mai mult decât e salariul tău oficial? Păi da, nu cunoașteți moldovenii, își fac o casă de 3-4 etaje și stau într-o cămeruță mică, asta e fala. Vor să-și ridice palate, stau într-o casă mică sau își cumpără Mercedes-ul și îl pun pe gaz ca să, că nu au bani cu ce să meargă cu el. Asta este fala moldovenilor. Ce lipsește în opinia dumneavoastră acestor anchete pe care le-ați numit fără probe și știri?
la nivelul unor știri? Eu cred că sunt mai multe impulsuri așa de revoltă, de nemulțumire a jurnaliștilor care au decis repede să facă această informație bombă, fără să intre în esență și fără să acumuleze probe. Pentru că, da, este o informație, este de rezonanță, dar când începi să lucrezi asupra ei, vezi că nu are niciun dedesubt, nu are un suport. Eu să vă amintesc și un alt caz, cel în care a fost vizată judecătoarea Mariana Pitic, faimoasă pentru Porsche-ul de 11.000 de lei. Aici chiar părerea noastră, jurnaliștilor, cei care au relatat despre acest caz, a fost evident de fapt că CNI s-a opus să ia măsuri sau să adopte o soluție pe marginea acestui caz. Deci, iarăși este vorba despre legislație. Contractul de vânzare-cumpărare este încheiat între două persoane, vânzător și cumpărător, și niciun organ de stat sau din altă parte nu are drept să intervină în acest contract. Este și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului care pedepsește imixiunea statului în relațiile civile, comerciale. Deci nimeni nu putea să implice în acest, să anuleze acest contract. Asta e una la mână. Și doi, deci la momentul vânzării, cumpărării acestui automobil nu s-a făcut o expertiză și acel jurnalist care a făcut această investigație trebuie să demonstreze că da, la momentul vânzării, cumpărării, acest automobil nu costa 11.000 de lei, ci costa mai mult. Deci e chestia fiecărei persoane să indice. Dar nu trebuie să facă asta procuratura, poliția, CNI? Dar cum poți să faci după 3 ani de zile încheierea contractului? Să facă. Păi da, dacă nu poți face, de ce faci această bombă? Adică nu ar trebui să scriem despre faptul că o judecătoare conduce un Porsche de 11.000 de lei? Eu cred că ar trebui descris, dar trebuie să ai o anumită dovadă în care să spui că, uite, nu costă 11.000 de lei. Dar este suficient să deschidem site de anunțuri, în care, și ce? Care punem data de fabricație a mașinii și, corect, și dacă mașina o sumă de la până da. La, nu spui că costă atât. Și dacă mașina la momentul vânzării, cumpărare era în stare de avariere sau avea motorul defectat sau era fără motor sau avea fără cutie de viteze, ce preț are? Corect, dar nici o oglindă nu costă la o Porsche 11.000 de lei și aici vorbim iar de aspectul de morală și de etica persoanei care a declarat. Nu poți să vorbești despre aspectul de etică atâta timp cât deci nu s-a făcut, nu este nicio dovadă că la momentul vânzării, cumpărării, acest automobil nu costă atâta. Dar nu jurnalistul trebuie să facă, jurnalistul informează. Deci Comisia Națională de Integritate, care are obligația, are principii de imparțialitate, de dreptul la apărare, deci a respectat drepturile omului, nu putem să învinuim o persoană în baza unor presupuneri. În cazul de față, eu cred, trebuie sesizată Procuratura Generală. Și tot același rezultat avea să ajungă, pentru că dacă nu există o dovadă că la momentul vânzării, cumpărării, automobilul costa altă sumă decât cea indicată, nu poți să faci nimic. Doamne Zaharie, vreau să ne amintim despre declarația Ministrului Justiției, care înainte de a se crea ANI, spunea într-un interviu pentru Moldova Curată că presa nu mai este o sursă de informare veridică, de aceea Autoritatea Națională de Integritate nu se va mai putea sesiza din materialele de presă. Declarația atunci a fost intens criticată, ne amintim bine. Totuși, în ce măsură putem miza ca ANI să fie mai eficient și să se autosesizeze din anchetele jurnaliștilor? Da, se poate sesiza în prezent, din câte știu, dar nu este o obligație ca și în legea trecută. În legea trecută presa sau mass media era stipulat exact ca punct de pornire a unui control. Acum, din câte știu, Autoritatea Națională de Integritate se poate sesiza la propunere sau la sesizare, haideți să spunem, poate porni un control la sesizare unei persoane fizice sau juridice sau se poate autosesiza. Va face sesizarea din oficiu doar lăsând la latitudinea inspectorului de integritate dacă va porni controlul sau nu. Și cred că aici este marea problemă, fiindcă nu știm care vor fi criteriile de selectare, în ce bază inspectorul de integritate va decide dacă această anchetă jurnalistică este suficient de documentată pentru a porni un control sau nu. Un alt aspect este că Autoritatea Națională de Integritate
va putea, sau cel puțin este menționat că persoana fizică sau juridică care va sesiza, ANI-ul cu rea credință va suporta consecințele juridice, deci ar putea fi sancționat sau pedepsit. Și aici tot este un aspect care cred că va pune multe obstacole jurnaliștilor, fiindcă jurnalistul vine să informeze, nu vine să se răzbune pe o persoană sau alta. Și aici cine va stabili dacă jurnalistul a scris materialul cu rea credință sau a scris materialul pentru a informa publicul despre o eventuală abatere în domeniul integrității? Noi cu siguranță vom mai reveni la acest subiect. Doamna Zaharie, domnule Strătilă, eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și vă doresc o zi bună!